care vreți să vedeți mai bine, puteți sta aici pe primele rânduri. Nu țin minte să fi predicat în 20 de ani de când sunt în biserica în Betel un mesaj așa prin excelență focalizat pe felul în care ne administrăm banii. Zilele trecute m-am gândit că ar fi normal ca din când în când, în viața unei biserici, să ne luăm timp, să ne uităm în cuvântul Scripturii și să vedem ce spune Dumnezeu despre un lucru atât de important. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, cred că suntem de acord cu faptul că banii sunt un element indispensabil vieții în lumea în care trăim noi astăzi. Adică nu poți ieși din casă fără bani. Ori, frați și surori, mă gândesc că Dumnezeu care ne-a creat și care știe cât de dependenți suntem noi de bani, obligatoriu trebuie să aibă un cuvânt în Biblie legat de acest subiect. Și îmi pare rău că așa că mulți dintre noi din biserică nu credem că e nevoie de o asemenea întâlnire în care să vedem ce facem cu banii noștri. Aș vrea să citesc două afirmații din Scriptură, una din Vechiul Testament, rostită de înțeleptul Solomon, de fapt, de Agur, în cartea lui Solomon în Proverbe, un pasaj pe care îl știm mulți dintre noi. Proverbe 30, versetul 8 și 7, ca să prindem contextul. Foarte frumos spune Agur în felul următor, Agur. Proverbe 30, 7 și 8, și apoi și 9. Două lucruri îți cer. Vedeți ce rugăciune face omul ăsta? Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă leapăd de tine și să zic, cine-i Domnul? Eu sunt independent financiar. Eu îmi rezolv problemele. Când sunt bolnav, îmi plătesc tratamentele, îmi plătesc medicii. Eu nu știu ce la faliment. Eu sunt cel mai tare din parcare. Cine-i Dumnezeu? N-am nevoie de ajutorul Lui. Ca nu cumva în belșug să mă lapă de tine să zic cine este Domnul. Sau ca nu cumva în sărăcie să fur, să fiu nevoit să fur, da? Și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Înțelept a gândit omul acesta. A zis, Doamne, nu-mi da bogăție, că mi-e frică să nu mă robească, să nu mă domine și să uite de tine. Dar nu-mi da nici sărăcie, să nu fiu determinat de foame să fur. Dă-mi pâinea de care am nevoie. Uitați-vă ce spune Pavel când îi scrie lui Timotei. 1 Timotei 6 cu 7 și 8. Căci noi, fiecare, noi, oamenii, n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea când plecăm, așa? Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, căci
care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Iar tocmai lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, această mentalitate. Ați voie să vă întreb, ce înseamnă pentru Pavel aici îmbogățire? De unde începe îmbogățirea pentru Pavel? De unde începe? Ce ziceți? Sau ce spune în versetul 8, dacă avem dar, ce să mâncăm și ce să îmbrăcăm? Vreau să vă spun ceva ce poate n-ați știut. Și dacă nu vă cer prea mult, poate ridica mâna sus cine n-are ce să mănânce acasă și cine n-are haine acasă? Poate ridica mâna sus? Am o veste bună. Biserica Betel e o biserică de bogați. Dacă avem ce mânca și avem ce îmbrăca, ne ajunge. Dacă am două haine, e bogat. Atât de bogat încât spune Hristos, cine are două haine să dea la cel ce n-are. Suntem bogați? Și nici n-am știut că suntem bogați. Sau n-am știut cât suntem de bogați, așa-i? Acum, atunci când am pregătit materialul acesta, din când în când zâmbeam singur. Și hai să vă împărtășesc câteva lucruri pe care le-am descoperit pregătind această întâlnire. Un filozof american face următoarea afirmație. Aproape orice om știe să câștige bani, dar nici măcar unul dintr-un milion nu știe să-i cheltuiască. Încă o dată. Aproape orice om știe să facă bani, dar nici măcar unul dintr-un milion de oameni nu știe să-i cheltuiască banii care câștigă. De ce? Pentru că cei mai mulți dintre noi cheltuim banii pe lucruri nefolositoare. Oare câți dintre noi, dacă am aduce un tractor cu remorcă, am umple remorca cu lucruri nefolositoare pe care le avem încă, în beci, în garaj, în pod, nu știu, în dulapuri, oare câți dintre noi? Uitați-vă câte lucruri nefolositoare am adunat în timp. Și noi Dumnezeu spunea în felul următor, în funcție de modul în care sunt administrați, banii pot fi o binecuvântare sau un blestem pentru posesorul lor. Fie omul devine stăpânul banului, fie banul devine stăpânul omului. Deci funcție de felul în care îmi administrez banii pe care îi câștig, fie banii devine stăpânul meu. Cineva spunea, când banul e stăpânul tău, e un stăpân crud. Fie eu sunt stăpânul banului. Și banul este o slugă foarte bună, dacă știu să o stăpânesc. Și îmi place tare mult ce spune omul după inima lui Dumnezeu, David, în 1 Cronici 29, când zice, în 1 Cronici 29, cu 11, a ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Știați că tot ceea ce avem și folosim noi, nu-i al nostru. Construcția asta e formată din materiale de construcții. Toate le-am luat din grădina lui Dumnezeu. Piatra, fierul, nisipul, lemnul. Iată că totul este din pământ. E al lui Dumnezeu. Pământul cu tot ce este pe el este al Domnului. Cineva spunea că noi îl furăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Că
când luăm din natură tot ce, asta e a mea, asta e a mea. Nu e a mea, nu e a ta, e a lui Dumnezeu. Imaginați-vă că merge într-un mare magazin de materiale de construcții, într-un supermarket, și am pune în coș și bolțar și cărămidă și lemn și de toate. Și la casă n-am plătit nimic, pentru că toate le avem din curtea lui Dumnezeu. Nimic din acest, de pe acest pământ, nu-i al nostru. Până și noi suntem făcuți din pământul, din țărâna pe care o călcăm, și noi a noastră lui Dumnezeu. De aceea David recunoaște foarte bine. Acum, când este vorba de bani, de bani, se nasc două posibile întrebări. Am aici 100 de roni, să-i folosim ca material didactic. Două posibile întrebări. Întrebarea numărul 1. Doamne, oare ce să fac cu banii mei? Cum să-i cheltuie? Am 100 de roni. Ce de bani am? Ce să fac cu ei? Ce să fac cu banii mei, Doamne? Tu, nevastă, ce să fac cu banii mei? Cu banii noștri? Prima întrebare. A doua. Doamne, oare ce să fac cu banii tăi? Doamne, este diferență ce zici? Doamne, ce să fac cu banii mei? Fii atent, mi-ai dat 100 de roni. Ce să fac? Oare cum să-i cheltui? De aceea cheltuim banii așa cum îi cheltuim, pentru că avem impresia că sunt banii noștri. Nu. Întrebarea logică este, Doamne, ce să fac cu banii tăi? Noi spunem că a 10-a parte a Domnului, dar 90% ai cui sunt? Ai același Domn, adică ai noștri, că noi cam așa gândim, o vedea imediat. Deci întrebarea logică este, Doamne, ce să fac cu banii tăi? Mi-ai dat în luna aceasta 1500 de roni, mi-ai dat 2000 de roni, sau mi-ai dat, nu știu, cât, 3000 de roni. Doamne, ăștia-s banii tăi, mi-ai dat mie. Sigur, mi-ai dat sănătate, se pot câștiga, se pot munci, dar sunt ai tăi, mi-ai dat, mi-ai împrumutat luna asta sau nu știu câte vreme. Și întrebarea corectă este, ce să fac cu banii ăștia că s-ai tăi, Doamne? Și dacă eu știi, imaginați-vă pentru un moment că Domnul zice, uite, tânărule, îți dau 2000 de roni luna asta. Sunt banii mei. Să zic, Doamne, sunt banii mei. Cheltui cum vrei tu. Dar nu uitați, banii mei. Ți-i dau ție. Oare ce-am face cu ei? I-am cheltuit pe ceea ce de regulă îi cheltuim noi, sau dar banii Domnului, mă. Oare, dar să-i Domnului, mă, dar oare cum să-i cheltui? Nu așa că ne-am teme un pic dacă am ști că banii sunt ai Domnului. Dar noi uităm că sunt ai Domnului. David spune, Doamne, toate sunt ale tale, toate, toate, nimic nu e nostru. La un moment dat spunea, vorbind despre lucrurile care le aduc, contextul este ăsta, le aduc pentru templu, zic, Doamne, tot ce îți dăm de la tine avem, nu de la noi. Tu ne-ai dat și noi dăm mai departe. Deci dacă am fi conștienți că banii care noi avem în buzunare sunt ai Domnului, altfel ne-am raportat când ar fi vorba să îi cheltuim. Dar acum fiți foarte atenți. Scriptura ne pune în gardă cu privire la tentația teribilă pe care am și eu, ca dacă sunt păstor și voi fiecare când e vorba de bani. Voltaire face o afirmație, sper că nu-i greșită, el spune, când e vorba de bani, toți avem același Dumnezeu, ferească Dumnezeu să gândim așa. Adică banii e un fel de Dumnezeu și este, e mamona, așa cum spune Hristos. Adică nu contează ce religie ai, dacă iau bani de pe tine, ok, dacă nu, nu. Cineva spunea că un mare om de afaceri, când este sunat la telefon, se uite și spune așa, băi, dacă răspund la numărul ăsta, nu câștig bani, așa că nu răspund. Dar dacă mă duce câștig, răspund la telefon. Și spune așa Apostolul Pavel, ca să ne pună în gardă, când zice în felul următor, în 2 Timotei 3, să știi, 2 Timotei 3 cu 1, să știi, Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Și apoi, a doua trăsătură, știți care este? Iubitori de bani. Pe locul 2. Iubitori de bani. Timotei, ai grijă. În zilele de final de istorie,
vor fi vremuri cumplite, vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, se vor iubi pe ei. Vor face ceea ce le va duce lor plăcere și satisfacție. Și atenție, vor fi iubitori de bani. Nu spuneți că nu suntem tentați când este vorba de bani. Și vom vedea ce soluție are Dumnezeu ca să ne oprească și lăcomia, să o blocheze și zgârcenia. Că Dumnezeu îl slăvim că are soluții. Că în Scriptura asta găsești răspuns la absolut orice frământare ai în viața asta pământească. Nu există frământare la care să nu găsești leac. Vorba lui Zaharia Bica. Aici ai farmacia cu leacuri, numai să știi unde să mergi și ce leac să iei pentru boala pe care o ai, pentru păcatul care e, pentru tentația care este în viața ta, da? Acum, vreau să remarcăm ceva, că în ceea ce am citit aici în 2 Timotei 3 și în 1 Timotei 6, Pavel nu spune că banul în sine este rău, ați remarcat? Oamenii vor fi iubitori de bani. De aceea spune cuvântul în 1 Timotei 6 și revin și citesc în 1 Timotei 6 cu 7, căci noi n-am adus nimic în lume și nu luăm nimic cu noi, dar nu ducem nimic de aici. De aceea dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Căci cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită și în laț și multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Atenție acum, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, după ce? Nu după bani, după iubirea de bani. Da? Au rătăcit de la credință și s-au străpuns singur cu o mulțime de chiduri. Deci Pavel nu spune că banii sunt răi, atenție. Nu spune că banul este rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani, atenție. Atenție. Banii sunt buni în locul lor. Dar iubirea de bani, spune Pavel, este rădăcina tuturor relelor. Adică toate relele parcă țâșnesc din iubirea de bani. Din iubirea de bani. Acum, Scriptura ne arată prin gura Domnului Iisus Hristos că administrarea posesiunilor materiale și în special a banului este un test al credincioșiei noastre față de Domnul. Și spune Mântuitorul Luca 16:11, deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Dacă n-am fost credincioși în administra 100 de roni pe lună, care nu se înnoși cei Domnului, cine ne va încredința adevăratele valori ale existenței? Cine? Adică nu știu să mă ocup de 100 de roni, dar știu să mă ocup de o nevastă. Nu știu. Nu știu. De asemenea, spune Mântuitorul Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona înseamnă în Biblie domnul sau stăpânul bogățiilor. Domnul Iisus spune așa, nu puteți sluji și pe Dumnezeu și să fiți și iubitori de bani. Nu se poate. Ori. De aceea, administrarea bunurilor materiale este un mare test al credincioșiei noastre față de Dumnezeul nostru care ne-a creat. Și în acest context înțeles foarte bine de Pavel, în Coloseni 3:5, apostolul zice așa, de aceea, pentru că sunt așa de grave lucrurile, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și auziți, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli.
Pentru că dacă iubesc banul, eu mă închin la ban, nu mă pot închina și banului și lui Dumnezeu. Nu mă pot închina și bunurilor materiale și lui Dumnezeu. N-am cum. Sunt un idolatru. Câte vreme sunt aplecat și iubesc banul. Îl iubesc pe Mamona, iubesc pe Domnul bogățiilor. Trăiesc ca să adun, să câștig. Dacă sunt întrebări în timp ce vorbesc, vă rog foarte mult să scrieți pe un bilet, să nu le uitați, le puneți bine, te uitați în față aici, stați pe presbiter și ne facem timp să răspundem, dacă știm bine, că o să fie timp și de întrebări și răspunsuri. Acum, înțelegând cum stau lucrurile deocamdată, azi ce zice Biblia, ce spune Dumnezeu despre datorii. Nu știu dacă ar fi să ridicăm mâna cine e dator, cred că mulți ar ridica mâna ca au datorii. Datorii financiare vorbesc. Proverbe 22:7 spune așa: bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Adică, dacă eu am o datorie la bancă, am o rată la bancă, eu sunt robul băncii respective. Efectiv, sunt rob. Zic, mă, oare pot acoperi rata luna asta? Bă, ce bine că am acoperit-o. Luna viitoare, Doamne, hai să mai mă acopăr și acum rata. Uf, ce bine că am acoperit-o. Dar așa spune Biblia, ia auziți. Cel ce ia cu împrumut de la bancă, în cazul acesta, este robul celui ce dă cu împrumut. Oare câți robi sunt astăzi? Noi spunem, mă, nu mai trăim în sclavagism. Dar câți sunt robi băncilor? Eram într-o zi la bancă, încercam să văd cum pot să-mi plătesc pe internet un bilet de avion și spune doamna, foarte amabil, a zis că vine și la evanghelizare, deși n-am văzut-o. Domnul Mureșan, o ofertă extraordinară la biciere, fii atent, domnul Mureșan, uite aici, dacă iei de la noi 5.000 de roni pe credit, uite aici, faci o sucătate, ce mergi, faci un plin de mașină și câștigi pe lună 300 de roni. Nu merită, domnul Mureșan? Zic, nu merită. Oh, dar e ofertă, domnul Mureșan. Zic, fii atent, atent, ce amabilă, doamnă, și promite că de la evanghelizare, numai să faci la ea acolo, să iei niște bani, să te bagi rob la ei. Am zis, nu, mulțumesc, mulțumesc, mă mai gândesc. De ce să mă fac rob, dacă sunt slobod, nu? Auziți în Deuteronom ce spune cuvântul în 28, ce scrie în 28 Deuteronom, cine îmi spune? Ce acolo, Deuteronom 28? Binecuvântări și blestem. Hai să citim. Deuteronom 28, de la 2 în jos. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Domnul a jurat părinților tăi că îți va da țara aceea, da? Ia auziți, vei da, versetul 12, vei da cu împrumut tuturor neamurilor, sau multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut, asta e binecuvântare. E mare binecuvântare să dai tu împrumut, să nu iei împrumut. Că spune Hristos, e mai ferice de cine dă decât cine primește. E ferice de bancă că îți dă și va de tine că ai primit. Ai mușcat momeala, el îți dă și tu ești robul lui, da? Vestul 15 spune așa, dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Versetul 43. Străinul care va fi mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos. El, străinul, îți va da cu împrumut și tu nu-i vei da cu împrumut. El va fi fruntea, tu vei fi coada. Adică e un blestem să ajungi să iei bani împrumut, spune Deuteronom. E binecuvântare să dai tu bani la alții. Și îi blestem în Vechiul Testament să depinzi de altul, să iei bani împrumut, să stai la cheremul cuiva. Știați că e un blestem? Știu că nu sună bine, că mulți aveți datorii și vreau să fiu bineînțeles, da? Pățesc ca și duminica trecută să supăr pe cineva, să-mi dau seama, bine? Deci vreau să fiu bineînțeles și dacă supăr pe cineva, iertați-mă din star, vă spun, în numele Domnului, iertați-mă, că numai cine nu vorbește, nu greșește, da? Deci asta spune Biblia. Dar frate, totuși noi avem datorii. Hai să vedem când putem avea datorii. Când putem lua împrumut. Și vă spun dintr-o carte pe care am citit-o și pot să vă dau dacă vreți.
o carte care se numește Banul tău contează. Și autorul cărții spune așa, că putem lua împrumut în următoarele cazuri. Dacă lucrul cumpărat pentru împrumutul acela este un bun care are potențialul să-și crească valoarea sau să producă venit. Adică ia o mașină care merge câștig mai mare decât rata la bancă. Adică ia un împrumut și plătesc lunar 200 de ron, dar am luat un utilaj care îmi face 500 de ron. Eu dau la bancă 200 și 300 bag în buzunar. Îi bag în cutia asta cu venituri, da? Deci în cazul ăsta pot să iau împrumut. În al doilea caz, când valoarea lucrului achiziționat cu banii luați împrumut este egală sau depășește suma datorată. Adică știu că iau 10.000 de euro din bancă, dar bunul pe care le iau e de 20.000 de euro și dacă nu mai pot plăti rata, la anul vând și tot rămân cu un câștig. În al treilea rând, pot lua datorii sau bani împrumut de la bancă, chiar, dacă datoria nu e atât de mare încât achitarea ei să împovăreze prea mult bugetul familiei. Acum, se naște o întrebare foarte logică. Poate că unii s-o gândim, eu am cam multe datorii. Întrebarea la care vreau să încercăm să răspundem este următoarea. Cum putem scăpa de datorii? 1. Primul rând, din aceeași carte vă citesc. Roagă-te lui Dumnezeu. În cartea 2 Împărați 4 este o femeie văduvă care era amenințată să-și piardă băieții ca robi pentru că bărbatul ei, care a fost proroc, a murit și a lăsat-o cu datorii. Și ea s-a rugat Domnului și Dumnezeu a trimis pe robul său cu soluția. Vă amintiți cu un de lemn pe care l-a vândut și a plătit datoriile și a rămas liberă tot restul vieții. În primul rând, dacă îți dai seama că ai datorii, poate după mesajul ăsta te trezești, roagă-te Domnului și cere discernământ. 2. Fă o listă cu toate veniturile și cheltuielile familiei tale. Noi, ce venituri am? Ajungem și la cutiile astea. Stai cu nevasta într-o zi, luați-vă timp, faceți o listă cu tot ceea ce vă intră în casă și tot ceea ce vă iese din casă, toate facturile, toate datorile, toate. 3. Fă o listă cu toate bunurile familiei tale. Poate îți dai seama că, mă, stai puțin, avem prea multe, avem două mașini, mă, nu ne-am putea descurca cu una, mă, hai să dăm una, mă. Că plătim după ea și impozit, și asigurare, și piese de schimbă, ce-ar fi să dăm una, să ne, chiar dacă pierdem în ea, hai să dăm una. Și cu asta coprim din datorii, sau coprim o gaură, când zicem noi. 4. Fă o listă cu toate datoriile familiei, mă, trebuie să dăm la fratele Gheorghe, la fratele Ion, la sora Maria, la biserică, la banca cutare, la mătușa la unchiu, bă, uite, asta e lista cu datorii. 5. Stabilește un calendar de achitare a datoriilor ținând cont de mărimea lor și de rata dobânzilor, mă. De care trebuie să scap în primul rând? Măi, cum să facem, scăpăm de asta? Hai, vindem un obiect din casă și... Apoi, 6. Gândește-te cum ai putea obține venituri suplimentare. Oare, mai nevastă, ce să facem să mai adăugăm ceva la cutia asta cu venituri? Că avem găuri mari și multe. Oare de unde mai putea câștiga bani cinstit? Mă, omule, du-te în Spania. Păi, mă, dragă, n-am fost de acasă niciodată, mă, și ești tare dragă, păi cum ai face fără tine, cum ai descurca? Mă, lasă că nu-i muri, nici alții l-au murit. Nu, mă, nevastă, eu sunt mai slab, eu nu, trimite-mă mai bine în altă parte. Da, în Spania nu mă trimite, te rog. În Ungaria să pot veni mai des când mi-e dor de tine. No, bine, și în Ungaria, dacă acolo să câștigă. Ați înțeles ideea, da? Adică nu căutăm soluții care s-ar putea să distrugă familia. Fac aici o paranteză. Păi sta cineva că într-o biserică mare a mers un om de afaceri din Europa, din UE, și a zis, domnule pastor, am înțeles că la dumneavoastră oamenii sunt foarte serioși și am nevoie de o echipă de muncitori în țara cutare. Mă ajutați? Pe care pastorul foarte inspirat a zis, domnule, domn patru, am și o întrebare. În experiența pe care aveți ca om de afaceri în timp, oamenii pe care ați dus dintr-o țară în alta la lucru și au lăsat familiile, oamenii aceia și-au consolidat, v-ați dat familie sau nu? Domn pastor, din păcate nu. Și a zis pastor așa, deci domnule patron, dumneavoastră îmi cer mie ca pastor să slăbesc relația din familiile noastre, ale bisericii? Și a zis, nu pot.
Om a plecat în altă biserică și a dat spoc, deci a dus în sănătate. Deci mă gândesc cu soția, oare cum să facem să adunăm un plus de venit la cutia cu venituri? Dar nu cu prețul relației dintre soț sau părinți-copii. 7. Nu mai contracta alte datorii. Tu ești în datorii și zici, mă, omule, dar mobila asta e de 10 ani. Toate surorile din grupul de surori din biserică noastră și-o schimba mobila. Numai noi suntem cu asta nașpa. Dar mă, e vasă, dar ce are mobila asta? Că e bună, e de lemn masiv, e mai tare, m-am săturat de atât să o șterg. Să mai schimbăm și noi decorul ăsta în cameră, ia altă mobilă. Măi, nevastă, avem datorii. Lasă că Domnul e bun și ne ajută și lasă că ne dă mama, ne dă tata, ne dă mătușa, ne dă... Lăm împrumut. Dar nevastă, avem încă 10 datorii de acoperit. Lasă. Sau, tu nevastă, auzi o tabletă faină, tu. Și e faină o tabletă, tu. E numai 1200 de roni. Mă, dragule, dar s-a arătat numai de 1000. Mă, lasă că voi vorbi cu soacra să ne dea 200 împrumut. Măi, omule, dar avem datorii încă la mama, încă 1000 de roni. Dar tare îmi place tableta, toți colegii să duceau tabletă, nu mai mă duc cu laptopul după mine. Deci, e foarte important să nu mai adaug la datoriile pe care le-am altele noi, ci să mă scap de ele cât pot mai repede, da? 8. Fii mulțumit cu ce ai. Mare lucru. Mare lucru. Fii mulțumit cu ce ai. Și acum vine un lucru mai greu ca asta. Ia în considerare o schimbare radicală a modului tău de viață. Și să vă dau un exemplu. Sunt oameni care, din păcate, mănâncă și scump și sunt nesănătos. Mezeluri, alimente scumpe, semi-preparate scumpe, sau haine de firmă, mofturi într-un cuvânt, jucării de astea de ultimă generație, că atunci când merg la școală să vadă colegii ce dita mai telefonul are copilul meu pe care am dat 2000 de roni, să zică profa, mă, dar uitați-vă copii ce telefon fain, cum de-ai tu telefonul ăsta? Păi bunii mi l-a făcut cadou. Mă întreb, bunii ce pensie are? Că dacă are bunii o pensie de 1000 de roni, mă întreb, cum de poate da 2000 de roni? Dau un exemplu, dacă îți potrivește cu ceva, iertare, vă rog. Nu. Aici un exemplu pur și simplu întâmplător. Fac o paranteză, dați-mi voi. Eram la o conferință cu familiile, la prima, în 1995, la Buzia și în timp ce conferențeam, vorbeam despre lucrurile care strică relația intimă între soți. Și zic, imaginați-vă că într-o seară romantică, soțul spune, ai mă, nevastă, dam 15 milioane de datorie la ăsta, mă, și automat se închide. În pauză vine un om, zice, frate, de unde știu că am luat 15 milioane împrumut? Băi, frate, zic, eu am dat așa, un exemplu, așa, aiurea. Și am mai zis că e obot și chiar e obot, nu era pocăit. Zic, habar n-am cine știe, văd pentru prima în viață, nu știu de unde să-ți iau. Zic, mă, vezi așa minte, un exemplu, pur și simplu, aiurea. Zic, iartă-mă dacă s-o nimeric cu tine, ce să fac? Oricum Dumnezeu știe lucrurile astea și te miri când, așa, întâmplător, pică un exemplu de ăsta care, mă, tocmai se potrivește, da? Ca și cere așa pe tort. E foarte important să spunem, ok, mă, nevastă, stai puțin, nu mai cumpărăm tipul ăsta de carne sau de salam sau de nu știu ce, că o dată e plin de euri, e cam scump. Hai să mâncăm slănină că e mai sănătoasă. Sau soia, o condimentăm bine și are gust de carne. Place mai că mai niște sarmale cu soia? Nu le mai place cu carne acum. Super. Super. Deci e important să fim mulțumiți cu ce avem și apoi să ne reevaluăm un pic și să schimbăm chiar uneori radical modul de viață. Acum, încă o chestiune și apoi o să intrăm în lucruri concrete, să vedem cum ne facem bugetul de familie. Vedem ce spune Dumnezeu despre giranți. Știați că Biblia spune despre giranți, care e un cuvânt Dumnezeu? Hai să citim. Este vorba de Proverbe 17 cu 18 și apoi Proverbe 6. Proverbe 17 cu 18 spune așa. Omul fără minte, dă chezășie,
se pune chezaș, garant pentru aproapele său. Deci a spune Solomon și asta a fost foarte înțelept. Omul care nu are minte, sau dacă ia mintea Dumnezeu pe moment, se pune garant pentru cineva. Îmi spune un frate din biserică acum de mult, frate, hai să spui ceva. Uite un prieten la mine și o să-i dau niște bani împrumut că a avut un năcaz. Și am dat, frate, i-am dat împrumut. O să că a doua zi vine cu banii. Nu mai vine cu ei și m-a lăsat fără 650 de roni. Oare ce să fac cu el? Ce să fac cu el? I-am zis, frate, îi dai 100 de roni. Să-i dai bani atâția cât poți să uiți de ei dacă nu ți-i mai da. Dragii mei, când Dumnezeu ne ia mintea, când mi s-a întâmplat la fiecare și eu am făcut chestii de astea, vă spun și ce am făcut. Lucram la București, eram profesor la institut. Și aveam 100 de mărci la mine. M-am uitat cu cât schimbă la bancă, mai schimb mai bine niște țigani că fac un ban. Și în față la o casă de schimb valutar, zice, domnule, mărci, mărci, dolari? Da, zic, 100 de mărci. Iar dacă e bună, erau doi acolo, unul făcea acolo schiță la o biserică. Da, e bună, bună, zice, ține banii și acum să-ți dăm bani. Îmi dă banii pachetați așa, mă duc liniște, zice, eu vine poliția, zice, fuge aici, duc, desfac. Era un leu deasupra și restul hârtiuțe. Ah, ce ciudă mi-a fost că m-a păcălit omul. Ah, ce ciudă mi-a fost. Am vrut să câștig 2 lei și am pierdut o grămadă. Când Domnul vrea să te înveți o lecție, nu spuneți că n-ați mai pățit de asta, poate că sunteți mai înțelepți ca mine, eu am pățit. Dar când a fost în Constanță, zic, Domnul, vrei, vrei? Zic, nu vreau că știu ce faceți voi. Zice, a, tu ai pățit-o. Am pățit-o, odată mi-ajunge, gata. Așa că Domnul m-a lăsat și pe mine să văd ce simt alții. De asemenea, spune Scriptura în Proverbe 6:1, fiule, dacă te-ai pus garant pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, dezleagă-te că ce ai căzut în mâna aproapelui tău, de aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruie de el, nu da somn ochilor tăi nici ațipire ploapelor tale, scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărului, scapă băiete, scapă până poți! Te-a băgat garant? Câți n-au rămas fără case, știți dumneavoastră? Câți au rămas în datorii? Pentru că un prieten bun și-a băgat garant. Eu le spun la oameni când mă întreabă, scrie în Biblie să te bagi? Nu, atunci nu te băga, domnule. Dar frate, măi, soră, măi. Asta spune Biblia. Dacă tu cași peste Biblie, treaba ta. Dar s-ar putea să plătești. Că se întâmplă ceva cu aproapele tău. Bun, dar frate, dar vrea să-și ia. Dar de ce să-și ia? De ce să-și ia obiectul ăla? Adică mă bag eu garant pentru că își ia el ceva mai mare, eu iau de la gură de la mine, angajez casă sau mașina sau nu știu ce fac, ca să-și ia el ceva. N-am înțeles, nu pot, frate. Dacă nu ai atâta să-ți iei, nu-ți lua, ia-ți numai atâtica cât ai. Asta mă învață Biblia. Bun, mergem mai departe. Cum să-mi alcătuiesc un buget al familiei? Am nevoie de spațiu să explic asta. Și am adus aici niște jucării de la nevastă mea, una de la nora mea, că n-am avut destule în o satana, că dacă știa că între material didactic mergeam la piață, că avea nevoie și de niște badace de astea. Dați-vă cum de lucrurile. Admitem că venitul meu și al nevestei mele și a ficiorului care e cu noi în casă e 100 de ron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 de ron pe lună, da? Asta e venitul care intră în căsuța noastră, din pensie, din ciubucuri, din tot ce vreți. Acum, de aici, am cheltuieli. Cheltuieli. Sunt mari cheltuieli, dar față de, uitați-vă, mari. Cam 70% din venit sunt cheltuieli. Mă uită în cartea Genesa și învăț o lecție teribilă de la primul ministru al Egiptului, care este Iosif. Și împărate, Dumnezeu dă 7 ani de belșug. Pune cât la sută? O cincime. 20%. Pune deoparte. S-ar putea să vină vremuri grele. 20 nu e așa de mult din 100%. 20. Nu se cunoaște. Adică economisește. Noi suntem copiii Domnului, da? Și am fost învățați că 10%
nu sunt banii noștri. Toți ai Domnului, dar măcar să știm că 10 sunt al lui. Domnule, 20 îi pui deoparte pentru vremuri grele. 10% sunt al Domnului. Acum, dacă s-au să mă uit, 70 îi cheltui eu pe ce vreau cu nevastă, pe datorii, pe haine, pe rate, pe telefoanele care le am, pe gaz, pe curent. 20, mă, nevaste, ținem deoparte că vin vremuri grele, s-ar putea să vineară un colaps economic. Nu știm ce e în Ucraina, Crimea trece cu rușii sigur. Mămule, dar tu știi că 10% n-avem voie să ne atingem? Asta e pomul oprit din Eden, dacă pune mâna, ne arde Dumnezeu. Îl furăm pe Dumnezeu, 10% sa lui. Am aici o cutie mică. Ia toată ena. Unde zic, mă, ok, ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mă, trebuie să dau pe... N-am ce să fac. Îmi tai ăștia gazul, îmi tai curentul. Cheltuieli. Mă, ce mai am? Nevastă numai 30 de lei. Din 100. Mă, da, suntem bătrâni, dar poate trebuie să ne mormânteze copiii, mă. 20 de lei punem aici. 20% punem aici. Au rămas banii Domnului. Cu asta trebuie să încep, de fapt. Unii zic, a, 100? Nu, îi punem ăștia, îi punem aici. Și la Domnul îi dăm, mai mic nu este, mă. Ah, că nu a făcut ăștia bani, mai mic și ăla, mi-e rușine că sună la colectă. No, Doamne, astea tău. Atât am dat Dumnezeu într-o lună și mulți din biserică atâta dau Domnului. No, ce ziceți? Atâta. Atâta, că sună bănuțe, atâta, atâta dăm Domnului. E dureros. Doamne, Tu numai atâta meriți, restul e a nostru. Dar în biserică noi am învățat și noi ca familie asta facem, noi asta facem, de aici în sus mergem, noi ca familie. Că nu poți să vă învăța altceva decât ce facem noi. Ne avem acasă încă o cutie, fondul de misiune. Asta e pe lângă asta. Asta merge ca să iau știri. Asta merge la biserică. Asta nu-i laud, asta e obligația noastră. Deci nu mă laud cu asta. Asta e normal, asta nu-i laudă că dai 10%. Asta e, vai de nu dai. Acum, noi așa gândim bugetul. Când ne vin banii, suta asta de roni, nevastă, telefonul, gazul, curentul, ce mai avem? La soacra, datorii, la... Unde mai avem? La colegi, la rata aia, la... Bun, da. Asta ne trebuie, dar merem în concediu, trebuie. Dar Domnului, n-apoi lasă că luna asta, așa facem. Normal, când luăm bani, trebuie să zicem, noi așa am făcut caseră, frate dumneata, nu-mi dai câți bani, nu-mi dai salarul, dai fără asta obligatoriu. Așa face, Dane, de ani de zile, mi-am de fără partea asta. Că dacă nu, sunt tentat să zic, dar... Și am zis, ca să fiu sigur că nu mă ating de ei, nu mi-i dai, frate, îi lași acolo. Noi când primim salarul, cu asta trebuie să începem, da? Cu asta. Unde am pus? Nu, aici am pus la cheltuieli. Cu asta începe. Doamne, mi-ai dat 100 de roni. Asta-s banii tăi. Bun. S-ar putea să vină vremuri grele peste lume. Domnul mă învață să fiu înțelept. Cât putem? 20% punem aici. Așa am învățat. Da, m-a învățat Iosif în Egipt. Cheltuieli. Restul-s cheltuieli. Noi trebuie să avem o rezervă. Asta nu înseamnă că nu trăim prin credință, rețineți. A trăi prin credință înseamnă a fi înțelept și a pune un pic deoparte. Noi l-am spus și la copiii noștri căsătoriți, mă, fiți înțelepți. Nu vă cheltuiți toți banii, nu-i dați pe cheltuieli. Nu. Puneți deoparte, cât de cât, mă, nu ne spuneți, nu ne interesează, e treaba voastră, nu e treaba noastră, noi știm cum am cât pune deoparte, dar fiți înțelepți, puneți deoparte, că o să vă prindă bine un concediu, un necaz, o ceva, ce bine să ai acolo, undeva pus deoparte ceva. Asta e măsura biblică, așa învață Iosif, că au venit 7 ani de secetă și oamenii din Egipt au avut din destul, vor veni vremuri când poate să fii bolnav, n-o să poți lucra. Vor veni vremea când o să fii în șomaș, când o să se reducă blocurile și o să fii dat afară din serviciu. De unde trăiești? Bila, frați? Te ajutăm cât putem.
trebuie să fii înțelept și câtă vreme îți dă Dumnezeu. Vorbim cu cineva și spunea, auzi, patronul nostru a avut bani că nu știa cât are pe buzunare. Și acum nu mai știe ce să facă, cum să-și acopere datoria. Nu mai știe săracul. De ce? Pentru că atunci n-am știut. Când Dumnezeu ne-a dat, n-am știut măcar a cincea parte, 20% să-i punem deoparte. Nu că suntem zgârciți, ci ca oameni înțelepți. Să punem deoparte pentru binele familiei. Să ne bucurăm într-o zi înaintea Domnului, că tot banii Domnului sunt și cei economisiți, tot din veniturile pe care Dumnezeu le dă familiei, da? Dragii mei, noi am învățat pe copiii noștri și să practice zeciuiala și să gândească economic. O reușesc ei întotdeauna. Ne spuneam într-un an, nu mai știu când, anul trecut, tată, avem vă 11 nunți. Și a zis la un moment dat, și tată, știi că la Cluj și-a pus în 6 luni de zile, nu știu câte sute de ron pe lună, pe lângă zeciuială. Și o să ne-am angajat și, mamă, e cam mult, mă. Tati, noi ne-am angajat. Știți că am întâlnit oameni care au dat zeciuiala din banii de nuntă? Așa-i? Am venit oameni de ăștia. Păi dar cum? Dar nu m-am împrumut așa de la nuntă. Partea Domnului. Știți că a 10-a parte este pomul oprit din care n-am voie să mănânc? Ăsta este semnul de proprietate. Și în grădina Edenului, ăsta este principiul. Adame, poți mânca din toți felurile ingrediente, dar din asta dacă mănânci, mori. Ca să știi că grădina asta n-ai sădit-o tu, n-ai plantat-o tu, ci este a mea. Dar ți-o dau ție. Ei, pomul ăsta e al meu ca să știi că grădina asta e a mea. Banii care ți intră în cutia asta, neluțule, sunt ai mei, nu sunt ai tăi. Și ca să nu uiți asta, ăsta e pomul interzis. Nu mănânci din el. Ăștia-s banii mei, mi-i dai mie. Toți a mei, ți-i dau ție. Hai să gândim logic. Nu-i bună afacerea asta, să zic, mai mare, să vreau să fac o afacere cu tine, ce zici? Uite, eu pun la afacerea asta 90 de roni, tu pui un ron și bați palma cu mine. Ai bate, Marius? 90, tu unul și încă ceva, Marius, din tot câștigul, tu pui un leu și eu pun 90 de lei. Din tot câștigul, tu ai 90 de lei și eu un leu. Da, zic, mă, atunci lucrurile. Cine nu e de acord? E așa face Dumnezeu. Nelule, dragă, îți dau 100 de roni. Am rugămintea. Cu 90 faci ce vrei tu. 10. Mi-i dai mie. Mi-i lași mie acolo în contul meu. Ce zici? E bună afacere. Nu, Doamne, ce ai zice? Doamne, știi ce mă gândesc? Hai să-ți dau altă idee. Îmi dai tu 100 de roni și eu îți dau un ron. Ce zici, Doamne? Că mi-e rușine să-ți dau un ban. Vă spun ceva? Unii nici atât nu dau Domnului. Ce afacere aia? Ce bun e Dumnezeu cu noi. Ce bun e Domnul. Știu că uneori suntem acuzați și noastră știți și voi că eu nu am predic despre bani. Nu am predic așa mult despre bani. Nu că nu-mi plac. A toți ne plac. Nu-s bun de mâncat, dar îți cumperi mâncare cu ei. Citeam în cartea aceasta următoarea afirmație, nu, într-o altă carte, despre zeciuială spune așa autorul, dacă toți membrii bisericilor ar da zeciuială, bisericile lumii n-ar avea nicio datorie și ar împlini toate proiectele pe care le au. Vă spun o taină. Dacă toți membrii bisericii Betel ar da numai zeciuiala, ne-am putea face anul ăsta toaletele, așa cum le-am văzut în clădiri de biserică, am putea zugrăvi, am putea schimba încălzirea. Știați asta? Numai cu a 10-a parte din tot ceea ce ne dă Dumnezeu într-o lună. Problema este că ni se pare foarte mult a 10-a parte. Cum să dau eu a 10-a parte Dumnezeu? Nu te obligă Dumnezeu. Nici biserica nu te obligă. Dar cred că e o chestiune de respect elementar față de Dumnezeu care ne-a binecuvântat. Așa-i? De asemenea, vreau să vă spun că zeciuiala și dărnicia pe care o iau ori de aici, ori de aici, da? Ori de aici, de aici nu o iau, dărnicia.
cutia milei altceva. Dumnezeu nu e un miloc, asta e dreptul, e partea Lui, cel puțin. Din economiile mele pot să fiu milos sau din cheltuieli. Să zic, mă, dar sunt ce împățit eu. Aveam două telefoane celulare. Unu, la unul am primit cartela telefonică de la un prieten. O zis, frate Nelu, poți suna pe orice rețea vrei dumneata în România. Cât vrei! La mama și copilul acolo, pe sofă, într-o zi, cu Biblia în mână, cu un celular în dreapta și unul în stânga. Și citeam. Și am început să râd singur. Zic, mă, fie ce fraier râs eu. Stau ca și mântuitor între doi tâlhari. Celularul din dreapta și din stânga. Și am zis, asta e un pic. Nu plătesc nimic pe ăsta din stânga. Sun sute de minute, unde vreau eu? Vorbeam cu frații, cu prieteni, dar plătea prietenul meu. Și atunci am zis, nu fac bine. Am plecat la el, la firme, și am zis, frate, îți mulțumesc, poftim cartela. Frate, păstor, de așa, sine aici nefolositor. Frate, nu mai îmi trebuie. De atunci vorbesc cu câteva sute de minute mai puțin pe lună. Nu au fost bani, dar au fost timp petrecut la telefon. Acum, dacă mai și plătești o cartelă, dacă și plătești un abonament, că ai pe două rețele ca să fie mai ieftin cu ăla, ai pe trei rețele să fie mai ieftin și cu ăla, și cu ăla, și cu mama, și cu tatăl, și cu prietenii, și cu membrii din biserică, tu încași nota de plată. Ok? Dacă vrei să fii milostiv, zici, nevastă, câte abonamente plătim noi și câte cartele? Șapte. Câte? Șapte ori cât? Păi șapte ori trei, șapte ori cinci, cât e așa? 35 de euro? 35 de euro, oricât euro, 4,5. Atâția bani pe telefoane? Păi, știi tu. Nu, stai puțin. Ia să mai tem noi din palavrele telefonice și din păcatele vorbite. Ia să lăsăm noi numai 3 din 7, numai 2 din 3, numai 1 din 2, că părinții mei nu au avut telefon deloc când erau de vârsta mea. Și-au trăit fericiți. Ba, aveau la vârsta mea telefon fix. Fixul aveau. Vedeți pe ce se duc banii noștri? Uneori pe mofturi. Și apoi n-avem bani de sărași, n-avem aici, nu, noștri, punem aici. Economii, n-avem timp de economii. Toți îi cheltuim. Ba mai mult, atenție! Venitul e atâta și cheltuiala e atâta. Atâta! Și sigur că murim dator, că dar n-ai cum. Cutia asta nu încape în asta, n-ai oricât. Asta încape în asta. Dacă astea-s veniturile, cheltuielile poate să fie atâta, dar dacă astea sunt, dați-mi voi, dacă ăsta e venitul meu, cum pot cheltui atâta? Cum? Asta fac unii dintre noi. Și n-au timp de biserică, n-au timp de părtășie. Frate, nu pot că tați de ocupat cu firma, cu serviciu, cu angajații, cu vai, frate, am linie de credit, am atâtea datorii, frate. Dar cine ți-a pus? Știai că am atâta câștigi. De ce cheltui atâta? De ce? Acum, Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a avut grijă să ne păzească de lăcomie și de zgârcenie prin partea cei se cuvine, prin dreptul Lui și prin milostenie sau dărnicie. Ca să scap de lăcomie, eu m-am luptat cu asta, dragii mei. Vezi că nu mă lupt cu asta, exact cu lucrurile care am luptat să voi, mă lupt și eu. Și am învățat un principiu. Ca să nu fiu lacom, din când în când dau câte o sumă mai mare la cineva. Mă înțeleg cu Atena și dau câte o sumă mai mare de bani. Ca să nu fiu zgârcit, fac la fel. Trebuie să fac asta și pe lângă asta să îmi las inima plecată înspre semenii mei care sunt în nevoie. Sigur, nu știe stânga ce face dreapta. Adică nu știe biserica ce face familia mea, că e vorba de bani, nu de ăștia, ci de milostenie. Dar ca să mă păzesc pe mine însumi de lăcomie și de zgârcenie, trebuie să am grijă aceste aspecte. Dărnicia și zeciuială. Și lucrul ăsta trebuie să învățăm și pe copiii noștri de mici. Să vă pun școliță, să dea la casa Domnului, să ajute colegii și mai departe. Mă opresc aici, dacă sunt întrebări la care știm să și răspundem, m-aș bucura.
Comerțul e ok. Mie îmi convine 100 de lei pe cartof, nu-l plimb dintr-o parte în alta, n-am firmă, nu trebuie să plătesc nu știu ce TVA și impozite la stat și stau în fricoale. Dau 2 lei și am plecat acasă și îmi fac piure de cartofi. Cred că se poate întâmpla următorul lucru. Mi-au o mașină cu 4.000 de euro. O țin 2 luni și văd că ceva nu e ok la motor. Consumă ulei. Și întâlnesc un frate, bă, uite, am o mașină super tare, acum am luat-o, o lună am ținut-o, uite, am găsit una mai, nu-i place la nevasta culoare și vreau să vând, am dat 4.000, uite, ție, să dau, mă, cu cât am luat-o, mă, să nu, că mi-ești prieten și suntem și pocăiți. Da, mă, mașina merge, las fratele tău, mă, acum, mai și predic. Mă, ducem la un service, bă, frate, uite-te la mine, mă, suntem frate, mă, crezi, mă? Nu, asta e înșelătorie sau înșelăciune, asta e păcat. Că știu că îi dau un lucru care nu-i bun. Sau, Ananias și Safira, știți. E corect să nu știe soția ce face soțul cu salariul lui, pentru că merge pe versetul că nu știe stânga ce face dreapta. Ferească Dumnezeu! Păi, dreapta asta știe ce face stânga asta. Eu când nevasta sunt singur trup. Când fac ceva, trebuie să fac cu bună înțelegere, nevastă dragă. Dăm banii ăștia la cutare. Mă întreba odată o soră din biserica noastră, are bărbat nepocăit, și zice, Nelu, eu aș da bani la biserică, bărbatul e nepocăit și nu mă lasă. Ce să fac? Am zis, soră, ascultă de el. Da, nu-i soră, ascultă. Lasă-mi grijă mea treaba asta. Ascultă de bărbatul tău. Iubiții mei, frate și surori. Dacă banii așa de important și administrarea lor a banilor, este un test a credincioșiei, păi normal să știe soția mea ce fac cu banii. Trebuie să știi, uite, mai nevastă, am primit 1.500 de ron, salariu, tu câte 1.000, bon, ce facem cu banii ăștia? Știm câți bani avem în casă și unde îi dăm. Da? E bani și amar de casă, unde nu știe nimeni ce-i, sau sunt două bugete, că am întâlnit și de astea pe teren, în bisericile, unde umblăm. El cu bugetul lui și sora cu a ei. Și gata, frate, aici e taină. Fiecare pune jumate la cheltuiel, fiecare își plătește telefonul, fiecare își plătește, unul plătește sarmale, altul plătește piureu, altul plătește gunoiul. Ferească Dumnezeu asemenea familie. Ei sunt un singur trup, ei trebuie să știe unul de altul. Hristos, Domnul, în contextul în care vorbește, spune să nu trâmbițăm faptele bune, să nu cântăm melodia asta, vorba lui Nelu Lipotean. De soția trebuie să știe, soțul trebuie să știe. Și copiii să știe, uite, tati și mami, dă bani acolo. Da? Nu, auzi, nu, asta nu știe bărbatul, să nu știe bărbatul. Mersi frumos. Nu-i da la biserică, să știe bărbatul tău. Da? Aia nu-i dragoste de soț dacă nu știe ce faci. Da, frate Ion. Poate n-am înțeles bine, repetor la împrumut. A spus că bani împrumut să luăm și să luăm ceva mai de valoare decât bani. Mă duc în bancă și iau 10 milioane și vreau să iau o mașină de spălat, că atâta costă mașina. Atâta e valoare. Cum pot să iau ceva mai de valoare decât? Cât e valoare? Una. Și a doilea, vreau să înțeleg și aici. Ați dat un exemplu cu 100 de rog, de lei. Și se întâmplă că aia s-au fidelisit în putere. Unii au numai 600. Și ce face cu cheltuielile și cu ce rămâne? Nu mă refer la ziua, eu mă refer la ce face acea persoană care nu are 10. Cine are 10, în regulă, să zice. Ei au avut, e bine. Dar cine are mai puțin, care numai jumătate,
Cum îi cheltuiește și ce face? România că 10 zile din luna? Sau ce să ce se întâmplă? Deci cam astea două idei. Da, în legătură cu prima întrebare, acolo mi-era un principiu. Ori acel lucru să depășească suma, da, din bancă, ca valoare, da? În cazul acesta, al doilea principiu era, adică al treilea era, acea rată să nu fie o povară pe bugetul familiei. Deci dacă iau 10 sau 1000 de ron din bancă, să iau o mașină de spălat, rata la mașina e poate 100 de roni. Și salariul meu este 300 de roni. Da? Și cheltuielile mele sunt 100 de roni. Înseamnă că nu o să pun la economii nimic, sau numai 1% la economii, și mașina de spălat nu este o povară pentru familie, înțelegeți? Ideea e să nu fie rata o povară pe familie. Că dacă eu nu pot acoperi rata aceea, eu mă bag în datorii. Ne-am avut în biserică cazuri și colegii mei le cunosc. Când mergea cu buletinul, luai bani cât ai vrut tu și apoi schimbă Grecia și schimbă Franța și schimbă și schimbă, ia congelator nu știu de care, ia mașină nu știu de care, ia cuptor cu microunde și apoi când a picat economia, vin și-o zis frasul, n-am ajutat ce să fac. Păi vinde din casă ce ai cumpărat. Deci acolo a fost lipsă de înțelepciune. Adică iau, de exemplu, 20.000 de ron din bancă, am o rată de 500 de ron pe lună și venitul meu e o pensie de 300 de ron. Să fiu neînțelept. Deci pensia e 300 de roni, rata e 500 de roni. Și voi vin la frate, duce, ajutați-mă că ea a picat economia și nu mai pot și nu mă ajută, nu știu cine mi-a promis. La doua întrebare, cum o văd eu? Dar poate ne ajută cineva din biserică. Mântuitorul ne-a asigurat că întotdeauna vor fi săraci în biserică. Dacă n-ar fi săraci, n-am putea să ne arătăm dragostea și mila față de oameni. Că milă nu-i aia să-i dau la cine mi-o dat. Milă mi se dau la cel care niciodată nu mai îmi poate da înapoi. Că zicea Mântuitorul, veniți binecuvântații Tatălui, dămășiți împărăția, pentru că am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost flămân, mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut. Dar când te-am văzut noi? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați, mai săraci, aș putea spune, mie mi l-ați făcut. Noi, ca biserică, avem oameni din aceștia. Și frații din comitet sunt toți prezenți și mă puțin Flavius și noi ne consultăm ce să facem, cum să procedăm cu asemenea oameni. Da? Deci noi ne gândim la aceștia. Și noi de-aia am gândit și plicurile și noi vedem, mă, cine, mă, plicul ăsta e gol de 2 ani. Cine e omul ăsta? Ce ziceți? O foarte bună întrebare. Dacă venitul meu, să zic, pe 100 de roni și cheltuielile sunt 110 roni, mai dau ceva Domnului. Doamne, pare rău, dar toți banii sunt aici și am luat și împrumut. Nu le-am oferit, da? Și idealist, ăsta e idealist, e adevărat. De ce fac dacă cheltuielile mele sunt mai mari decât veniturile? Mai dau partea Domnului sau nu? Răspunsul avem o scriptură. Și cred că asta. Hai să vedem. Malachi, capitolul 3, versetul 10. Citește-l. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este cuvânt pentru noi, nu are rost. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Și puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu vă voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Din păcate, noi suntem altcumva. Așteptăm ca Domnul întâi să ne dea El și apoi stăm pe gânduri dacă să dăm noi. Sigur, acum, normal, dar Iacob, aici Domnul spune lucrul ăsta. Deci trebuie să ascultăm de Domnul. Eu nu cred lucrul acesta.
Nu cred. Dumnezeu, dacă credem lucrul acesta, este deasupra și Patele Păstor la început a spus. Este deasupra tuturor lucrurilor. Ține în mână toate lucrurile. A Lui sunt toate lucrurile. El vede, dar trebuie întâi eu să fac pasul. Dacă eu nu fac pasul, aștept, de ce întotdeauna așteptăm ca Domnul să facă primul pasul? Hai să-l facem noi. Eu nu cred că Dumnezeu nu va găsi resurse, asta înseamnă necredință. Înseamnă că n-ai credință în Dumnezeu. Trebuie să faci pasul, trebuie să faci pasul acesta și o să vezi că Dumnezeu va lucra și te va binecuvânta. O să te trezești cu un venit suplimentar, o să te trezești cu cineva care te ajută. Asta înseamnă credință. Din păcate, îi lipsește credința. Asta e problema. Eu aici aș avea încă o mențiune. Frați și surori, hai să încercăm să nu cumva să... Pot ca să opresc partea Domnului 3 luni de zile de criză din familie, timp de iarnă, dacă vreți, sau timp de vară, pot să opresc. Dacă partea Domnului o oprești, nici când n-ai să te îmbogățești, hai să vă spun cum văd eu lucrurile, iubiții mei. Astea sunt veniturile mele, să admitem. Astea sunt cheltuielile. Le depășesc cu 30%. Păi mă uit în cutia asta de cheltuieli. Ia să vedem, măi nevastă, văd că de doliu nu putem pune nimic. Nu se supără Dumnezeu, nu ne taie capul. Dar măi nevastă, de ce nu putem? Vedem, care e problema? Avem două telefoane. Băi nevastă, avem și fixul. Care îl tăiem? La care renunțăm 3 luni până când vedem ce e de făcut. Bun, unde avem datorii? Care le rezolvăm? Eu cred că în cazul în care nu reușesc să rezolv această chestiune, ce ține de relația mea cu Dumnezeu, atenție, sigur, îmi spune Pavel, cine nu îngrijește de familie, e ca un necredincios, ca un ateu. Dar trebuie să mă uit pe ce se duc banii, pe ce îi cheltui. Bun, dacă am 6 de ron și am 5 copii, biserica sare în ajutor. Acum vine o întrebare. Ai 6 de ron pe lună și 5 copii, biserica îți dă încă 400 de roni. Și 5 luni nu vezi nimic în plicul acelei familii. Ce spuneți de chestia asta? Ce spuneți de chestia asta? Și noi vă spunem, și eu am micșorat lucrurile, cu ce mai știu. Ce spuneți despre asta? Adică biserica te ajută lunar, un an de zile. Și după un an zice ca să-i rămân, frate, dar în plicul ăsta e zero contribuție. Cum zero? Că numai noi am ajutat biserica, ca biserica, familia aceea cu nu știu câte 100 de ron. Dar un exemplu, da? Noi am sfătuit și pe cei ce îi ajutăm să nu uite de partea Domnului. L-am spus așa, vă pică din cer, cum pică și mie, lucrând. Dar biserica vă dă, ca idee, dar ca principiu, vă dă 200 de ron lunar, 150 de ron. Oare nu-i normal ca din 50 de ron care îi primești lunar, să zici 5 roni, ăsta e Domnul. Egal ce faci cu restul, că dacă nu e vai pe ea 50... Deci, principiul cred că rămâne, dacă sunt ajutați acei oameni, da? Sunt familii, nu știu că în biserică noastră avem, probabil că avem și noi, la care cheltuielile sunt justificate și depășesc venitul. Poate cineva e bolnav din familie sau poate pensie de boală și nici cum n-au cum să acopere cheltuieli absolut justificate. Gaz, curent, utilitățile, da? Pe oamenii ăștia îi ajutăm. Dar noi ne-am bucurat când am văzut oameni în biserica noastră cu venituri mici care au zis, frate, eu vreau să renunț la gaz și îmi fac sobă cu lemn. Am zis felicitări. Frate, uite, pe mine mă costă lunar atât. Și a zis, eu pun jumate, m-ați putea ajuta cu diferența. Cum să nu? Când vezi bunăvoință și aplecare spre slujire, da, sigur că da. Eu cred că ăsta e un principiu care... Pavel spune în Noul Testament, el nu vorbește Pavel despre zecioală, ci cât a hotărât fiecare în inima lui. Da?
Dar că evreu, el credea în asta. Noi, iarăși, ca și echipă de conducere, noi ne frământăm uneori sau de câteva ori pe an și împreună cu grupul Dorca, vedem unde putem să ajutăm cu ceva. Că întotdeauna Dumnezeu îngăduie în fiecare biserică oameni cu venit mai puțin și cu venit mai mare. Și cei cu venit mai mare să asiste pe frații lor cu venit mai puțin. Dar cei cu venit mai puțin trebuie și ei să participe la cheltuielile biserice, că și ei vin în biserica asta. Și ei sunt învățați și ei se bucură de condiții, da? Că atunci când cineva de ani de zile are această situație ce vai bai cu el, adică ani de zile tu ai un venit mic și cheltuieli foarte mari, înțelepciunea ne învață să ajustăm lucrurile, da? Să le ajustăm, să le punem în normalitate, în ordine, da? De-aia este biserică, de-aia sunt frași și surori, de-aia avem părtășie, de-aia vrem să ne consultăm unii cu alții, să ne ajutăm unii pe alții. Pozitiv. Sunt situații de criză, dar acestea nu trebuie să ducă la un obicei, ci acestea trebuie să ducă la o analiză, la rezolvarea problemei și Dumnezeu trebuie totdeauna să-și primească partea. Că este normal atunci când ai un destul, poate să dau 10 ani, dar ce mai atunci în lipsă? Că este greu de dat din lipsă, este greu de dat din Hristos. Dar vremurile de astăzi, de multe ori, sunt doar în lipsă. Și atunci, aici trebuie să înțelegem că în lipsă, în lipsul financiar, trebuie să analizăm situația, trebuie să ajustăm lucrurile așa încât Dumnezeu să primească parte. Amintiți când Ilie merge la văduva aceea și interesant, Dumnezeu îl trimite la un om de afaceri, la cel mai tare din parcare, cel o femeie văduvă și cu un prunc. Și zice, auză, soră, e tare foame, fă-mă o plăcintă. Viu-i Dumnezeu că, uite, te vezi, atâta mea. Mănc acum cu ficiorul și mor. Știi ce? Soră, fă-mi mai întâi. Ce nesimțire! Păi iei tu de la o văduvă bucata din gură și de la orfanul ăla, așa gândim noi, mă, ce om! Mai spune că e poroc! Sora, fă mai întâi. Și să știi că uleiul din vas și făina nu se laise până când dă Domnul ploaie. Că Domnul a trimis pe Ilie mare credință la femeia asta. Ce-a zis femeia? Nu pot, așa a zis. Dacă, așa zici. Că i-au zis, viu-i Domnul. Cred că Dumnezeu știe și sunt convins, frați și surori, pe toți, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu ne pune în încercare în domeniul financiar. Pe toți! Pe toți! Toți au slăbiciuni în domeniul financiar. Pentru unii, banul nu contează. Nu contează banul. Dar are slăbiciuni în alt domeniu. Însă sunt momente când pe toți Dumnezeu ne încearcă în acest domeniu. Nu intru într-un detaliu destul de complicat. În Apocalipsa 13 spune Dumnezeu că cine nu va primi semnul Anticristului pe frunte sau pe una dreaptă, nu va putea vinde și cumpăra. Adică o dependență foarte mare de bani. Oare credeți că la voia întâmplării cifra
6:6:6 are de-a face cu aurul pe care Solomon îl aduna anual. În Biblie am 6:6:6 în două locuri. În Vechiul Testament, cu privire la bogăția lui Solomon anuală și semnul fiare. Deci se pare că 6:6:6 sau semnul fiare are mult de-a face cu banii noștri. Sau cu posesiunile materiale care sunt foarte atractive. Amintiți-vă că Domnul Iisus este dus pe un munte foarte înalt și arată diavolul toate împărățiile lumii și, atenție, strălucirea lor. Și spune Satan, sunt ale mele, dacă mi te închin, toate sunt tale. Iuda l-a vândut pe Hristos pe 30 de arginți. I-a fost dragi, o iubit banii. Diavolul s-a folosit de el. A venit cu lăcomia de bani. De aceea, dacă noi nu știm să administrăm bine finanțele în casa noastră, putem cădea în două extreme la fel de păguboase și de periculoase. Lăcomia sau zgârcenia. Sunt două șanțuri. Ori în care pici te frângi. Adun și nu dai la nimeni nimic, nici la Dumnezeu, nici la nevastă, nici la copii, la nimeni, numai un hagi tudose. Și mor cu grămadă de bani și nu mai folosești. Că cineva spunea că ai atâția bani cât folosești, că ea din bancă nu s-a tăi. Cât ai cheltuit, s-a tăi, că nu, salut. Dar cred că e foarte important, din când în când, să discutăm cu soția, cu soțul, cu copiii mei, ce facem, cum administrăm ce ne dă Dumnezeu. Și mai cred ceva. Noi cum călătorim mult, țin minte, în Spania, în vremurile bune, și spune frate, un român de acolo, frate, eu fac 15.000 de euro pe lună, cam așa, unde să dau 10 euro? Bani mulți face omul ăsta. 15.000 de euro pe lună. Înainte de colaps economic. Zic, mă, frate, dar tu unde mergi? Unde ești membru cu familia? Păi aici, în Spania. Mă, frate, Biblia noastră și n-a mea și n-a ta spune să fac parte celui ce mă învață. Din toate bunurile mele. El zicea, aș vrea să dau în România. Că acolo e greu. Frate, tu aici trăiești, tu aici slujești, aici ești slujit. Cred că aici trebuie să investești. Zice ăla, și în rest, fă ce vrei cu banii. Deschide un cont și ajută misionarii pe care vrei tu. Dar partea Domnului, zice ăla, vine în casa Domnului, unde te zidești tu cu nevasta și cu pruncii tăi. Nu, frate, nu dau la ăștia, nu știu ce fac cu banii mei. Stai puțin, n-am înțeles. Te-ai pus în cutia asta. Deci că din cios Domnului. Răspund oamenii ăștia. Dacă ei nu-i administrează bine, ei dau socoteală. Frate, dar n-am eu încredere în ăștia. Lasă, dau eu unde știu. Și atunci, 10 oameni, dăm pe, așa, pe din dos unde știm și tăți dăm în aceeași casă. Și alte case sunt în nevoie. Deci, eu cred că e foarte important ca biserica să fie disciplinată și în acest domeniu, frați și surori. Și credincioasă în acest domeniu. Și Domnul să ne ajute. Am acum o rugăminte. Pentru următoarele seri de familie, ne-ar prinde bine să ne sugerați ce subiecte să abordăm. Ăsta a fost bun la locul lui, dar poate sunt domenii din viața de familie pe care nu le-am atins și ar fi de interes majoritar. Ar fi bine să ne spuneți. Da, Tani. Ce ziceți? Matematic, cum crezi că e corect, Tani, dragă? Matematic. Ok. Ok, dragii mei, eu când am luat salarul lunar, am zis, cheltuieli, economii, partea Domnului. Din cheltuieli sau economii, tu spui din economii, zic, domnule, hai să cumpăr un microfon la biserică. După aceea zic, da, hai să-l vând. Păi să-s economiile mele, frate. Până apoi în cutia de economii, sale mele. Da? Dacă eu am cumpărat microfonul cu 100, cu 10 lei, și îl vând cu 20, zic, Doamne, ce afacere faină am făcut noi doi. Din 10 lei, pun la tine un leu. Pun la tine un leu. Că mi-ai dat un surplus, la care nu mă așteptam. Da? Găsești citind în aceste cărți și idei de genul.
din ce să dau zecioală, din brut sau din net? Eu cred că e bine din net. E bine din net, că ies banii care vezi. Ai numeri, nu numeri brutul. Nu, acolo sunt 40% mai mult. Cineva spune așa, cineva spunea că dacă n-ar exista bani, n-ar fi niciun om bogat. Și mă întreba tine acum, adică mă tati. Adică, așa, și de maxima asta, că dacă n-ar exista bani, n-ar fi niciun om bogat. Mi-a mai plăcut încă o maximă care spune așa, unul din modurile sigure de a-ți dubla banii e să-i îndoi, să-i bagi în buzunar. Că e sigur că nu-i cheltui, da? Deci, un mod sigur de a-ți dubla banii e să-i îndoi și să-i bagi înapoi în buzunar. Nu-mi cumpăra, să-i lasă până acela. L-am luat din economie, dar nu din banii Domnului, din economie așa. Deci, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, vă duce în minte vreun subiect care credeți că ar fi important pentru viața bisericii, spuneți-ne și să avem timp să ne pregătim și să avem asemenea întâlniri care cred că sunt de bun augur. Păi, eu știu că a 10-a parte din nimic, e tot nimic. Că zice cineva, auzi întrebare că le zice, dacă într-o oră sapi o groapă, în jumătate de oră, cât sapi? Cât sapi? Cât sapi? O groapă mai mică, nu jumătate de groapă, și aia e groapă. Țin minte, mai mă întreba un frate de asta, eram fără să zice ce frate, acum iau bani împrumut să dau 10-le, păi, mă, omule, din ce să dai dacă n-ai? Doamne, luna asta am câștigat un leu. Hai să le împărțim cumva leul ăsta. Știți povestea cu copilul care primește da, 20 de lei și zice, mama, fii atent, era și o duminicală. De asta zi e o înghețată. Și asta pui la Domnul Iisus, la biserică. Când o mers, copilul bucuros s-a căzut, alergând și-a picat 10 lei în gaură. N-o, s-au dus banii lui Domnul Iisus. Așa facem noi, s-au dus banii lui Domnul Iisus și ne cumpărăm înghețata, nu, și rămânem cu ea. Deci stai, soția spune, uite, din salariul meu... Da, dacă lămurește-mă, cum adică dăm nici și nu dăm la biserică, dăm la familie. Nu, biserică, dar să nu dăi 10 ore. Să ai partea, mă, deci nu de acord cu conceptul de 10 ore, așa dată? Aleluia. Nevastă așa vrei. Da, până Domnul te convinge, ne-am păzit așa. Eu cu Atena eram în America și noi acolo am învățat lucrul ăsta și aveam o cutie, așa că Atena mai ține minte, cu 10-oiala. Eu zic, mai tate, nu sunt că sigură că e ok. Și nu e nicio problemă, punem în cutia asta. Am tot pus. N-am pus mult, că... Și într-o zis, mă, tot, mă, cred că e ok, cred că e biblic. Hai să facem treaba asta. Nici cred că trebuie să presăm. Iubito, tu crezi că așa e? Bă, hai ne rugăm Domnul să lumineze. Vrei dărnicie? Așa facem, dragă nevastă. Nu ne-am supărat de la asta. Și așa îți mute certul de la bani. E bine că vrea să dăie. Cum o numim? Cum punem noi la copil? Păi Ion. Eu vreau Gheorghe. Vrei Gheorghe? Da, Gheorghe pune. Bine că are viață. Bine că dăm, lasă. Sunt oameni pe care îi zgâre conceptul de zecioală. Ok, spunem partea Domnului, spuneți-i cum vreți dumneavoastră, dar să fie măcar atâta. Așa. Bine zici, Dan, să fie și ăsta. Da, nu știu că l-aș dat așa. Sigur, am întâlnit oameni care când sunt mai binecuvântați financiar, zic, mă, dăm mai mult Domnului. Mă opresc aici că vă spun și lucruri care sau cântece că nu trebuie cântate, vede că nu trebuie cântate, mai bine să... Deci, am rugămintea, frați și surori, rugați-vă Domnule și trebuie călăuzire să știm ce să abordăm. Noi oricum reluăm ideea cu familiile Bibliei, din Vechiul Testament aproape pe terminate suntem. Să vrem să luăm familiile Bibliei, să învățăm cum să ne purtăm.
Dar mi-aș dori și era fain să fi fost și mai mulți tineri, să știe, știe cum să-și folosească banii de la părinți și de la bunici, că ei cred că li se cuvine să aibă nu știu ce mofturi în casă. Eu când eram adolescent, tata spunea, mă, copii, merg la tuns, bine, să rămână așa, ziceam, mama cumpăra haine, acum nevastele, eu nu mi-aș cumpăra haine. Așa a fost noi, dacă mă, generația asta, orice îi cumperi, te dai banul și el își cumpără, oriunde își cumpără. Și un pic trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri să gândească lucrurile în mod corect, să nu facă risipă, că-s banii munciți de părinți și de bunici. Și i-au muncit cu greu, chiar dacă acum sunt pensionari, au trudit unii din greu ca să aibă pensia asta pe care o au, amărâtă sau mai puțin amărâtă. Și copiii trebuie să știe, țin minte, și atâta mi-e martor, de câte ori că s-o săturat a mei că n-avem bani, n-avem bani, n-avem bani. Și acum parcă îmi pare rău. Și povestea că merge într-o zi, o mai mică cu o fetiță de 2 ani jumate și mami vrea o ciocolată. N-am bani. Trăgea după ea, mami, vreau napolitane, dar n-am bani. N-ai înțeles? Mami, vreau biscuiți, n-am bani. Dar mami, vreau pipi. Nu înțelegi că n-am bani. Că ne-am băgat melodia asta în cap, n-am bani, n-am bani, n-am bani, n-am bani și o spune uneori mecanic, fără să știm ce vrea ăla mic sau aia mică. Și de azi zic, uneori nu mi-a plăcut melodia și îmi pare rău acum că m-am maturizat, că am zis la copii, mă, n-am bani, n-am bani, n-am bani. Țin minte, am toți din America, un an jumate și n-am putut spune că n-am bani. Am zis cu copiii la turnul Eiffel, ne-am uitat de jos, mă, tata, mare e turnul ăsta. Asta era acum 20 de ani. Niciodată n-am mai avut șansă să urcăm în turnul Eiffel. Sunt căsătoriți doi dintre ei. Și îmi pare rău că n-am dat $20 sau cât a fost. Sor cu pruncii mei în turnul Eiffel acolo. Ca să sunt la bani, a fost mai zgârcit. Am zis, mai, mi-ar fi plăcut și mie și la copii. Ce fain era să-mi iau copii în brațe, sor cu un turnul Eiffel. Ne costă $100 pe toți. Îmi pare rău că nu i-am urcat. Uneori regretăm că am zis n-am bani. Că vine vremea când ai bani, dar nu-ți prunci lângă tine. Ce să faci cu banii? Înțelegeți? De e bine să spunem mai rar n-am bani, să recunoaștem că avem uneori. Să nu ne pară rău. Nu spune-mi toate atâtea de mine. Patru preg de păpuci pe el. Da, dar păpuci mai găsești de masă, tu mi-ai făcut, nu prea e. Da. Discutam cu colegii mei de la Cluj, cu păstorul Tinea Polozan și cu doi colegi ai lui, despre întâlnire duminică seara, cum să fie mai constructive pentru biserică și nu știu cum vi se pare dumneavoastră și vouă, celor mai tineri, dar mi-e tare dragi aceste întâlniri. Când biserica stă de vorba, când încercăm să înțelegem mai bine Scripturile și să ne înțelegem unii pe alții, că nu suntem desăvârșiți. Nu, suntem greșiți. Și, dar e important ca frați și surori în același trup al lui Hristos, în aceeași biserică locală, ne dorim condiții cât mai plăcute și vrem să ne zidim cât mai frumos unii pe alții în Hristos. E nevoie de asemenea momente când să stăm de vorbă. Ca așa cum. Bine. Da, de dragă. Slăviți să fie Domnul Iisus pentru toate lucrurile. Noi ne bucurăm pentru Biserica Betel. Încet, încet încercăm să ne înțelegem unii pe alții. Nu că nu greșim, greșim. Nu că nu o să mai greșim, dragii mei, da. Și de important să încercăm să ne înțelegem unii pe alții și când o să greșim să
să știm cum să reparăm micile sau marile greșeli. Da? Hai să stăm.